Aloha prietenii, eu sunt Tsunami și astăzi avem din păcate o zi foarte roșie în spațiul cripto, o zi care cred că este istorică pentru această industrie și asta pentru că piața cripto a avut parte de un crash uriaș, BTC de exemplu a scăzut sub 50.000 de dolari și Ethereum a fost foarte aproape de minimul din acest an. Bineînțeles, pe altcoinuri situația a fost și mai roșie și am avut corecții foarte mari pe multe altcoinuri populare, chiar corecții de peste 30% în această dimineață pe multe altcoinuri din top 100 și foarte multe altcoinuri populare au atins chiar un all-time low în această dimineață în paritate cu BTC. Că despre motivul din spatele acestei corecții, bine, aici se pare că avem mai multe scenarii și vom discuta imediat despre aceste posibile motive. De exemplu, vom discuta despre Japonia, care se pregătește de o recesiune. De asemenea, știm că și SUA vorbește din ce în ce mai des de o posibilă recesiune în 2025. Avem pe listă și o companie uriașă de tip VC sau Venture Capital din această industrie care, din păcate, se pare că face dump pe Ethereum în ultima săptămână și, de asemenea, zvonurile vorbesc și de un exchange foarte important care a fost implicat în această corecție. Vom discuta imediat despre acest subiect. Iar înainte să începem, nu uitați că dacă vă place acest tip de conținut, puteți apăsa butonul de like, de asemenea, puteți să vă abonați și în descriere găsiți și canalul de Telegram și profilul de Twitter unde postez și alte știri interesante. Începem direct cu graficul TradingView, unde putem vedea corecția pe care Bitcoin a înregistrat-o în această dimineață. Bitcoin a ajuns mai devreme chiar până la un preț de 49.000 de dolari, între timp și a revenit și este foarte aproape de 53.000 de dolari. Bitcoin, de asemenea, în ultima săptămână a avut o corecție uriașă și asta pentru că, de exemplu, luni 29 iulie, Bitcoin atingea un preț de 70.000 de dolari, de atunci și până acum. Vedem că Bitcoin s-a corectat chiar cu 30% și asta în doar 7 zile. De asemenea, și Ethereum a înregistrat o corecție foarte mare în ultima săptămână și în această dimineață a ajuns până la un preț de 2100 de dolari. A fost aproape de minimul din 2024 și, de exemplu, vedem că de când a început tranzacționarea ETF-ului pe Ethereum, ETH a avut o corecție de 40%, o corecție uriașă și asta deși piața se aștepta la o mișcare opusă, să zic așa, adică mulți se așteptau ca după ce începe tranzacționarea ETF-ului pe Ethereum să vedem un pump pe ETH. Tot aici putem menționa și Eagle, care de asemenea a avut o corecție mare în această dimineață, a ajuns până la un preț de 21 de dolari și la un nou minim în acest bear market sau raportat la ultimul bear market. Între timp vedem că și-a revenit și este din nou la 25 de dolari, în timp ce Polkadot de asemenea a avut o corecție foarte mare, a ajuns până la un preț de 3,5 dolari și da, la bottom-ul, să zicem așa, din acest bear market. Polkadot nu arată bine deloc, dar sincer, niciun proiect sau niciun altcoin nu arată bine în această perioadă și din păcate nu mulți mai au curaj să acumuleze pe această corecție. În ceea ce privește această corecție, e bine, motivul principal vine din Asia și asta pentru că Japonia se pregătește să intre în recesiune, cel puțin așa pare la prima vedere. Asta după ce Banca Centrală a Japoniei a mărit dobânda în ultima săptămână și da, acum aflăm de o posibilă recesiune în Japonia, asta după ce acum câteva zile discutam despre o posibilă recesiune în SUA. De exemplu, indicele Nikkei din Japonia s-a corectat cu 6% în această dimineață și cu 15% în ultimele 3 zile și de asemenea cu peste 20% față de vârful pe care l-a avut în iulie. E posibil să vedem în perioada următoare corecții mari și pe Nasdaq și S&P 500. S&P 500 și așa s-a corectat în ultima săptămână și da, asta și pentru că și în SUA se discută de o posibilă recesiune. De asemenea, am văzut în ultimele zile și o rată a șomajului foarte mare în SUA și de asemenea Warren Buffett, care a lichidat jumătate din poziția pe care o avea în compania Apple. Și da, situația nu arată deloc bine în SUA. Sunt voci care dau vina chiar pe Fedul american și asta pentru că Fedul nu s-a grăbit cu acea tăiere de dobândă. Chiar dacă Fedul american va tăia dobânda la ședința din septembrie, trebuie să înțelegem că va dura câteva luni până economia va simți această tăiere de dobândă. Și da, mulți zic că măsura luată de Fed va veni din păcate prea târziu și din acest motiv Statele Unite riscă să intre în recesiune în următorul an.
Și un alt detaliu interesant legat tot de acest subiect îl putem vedea pe site-ul FedWatch Tool, unde știm că următoarea ședință Fed va fi în 44 de zile, adică pe 18 septembrie. Partea interesantă este că acum sunt șanse foarte mici ca Fed-ul să taie dobânda, să reducă dobânda cu doar 25 de puncte procentuale în septembrie și vedem 93% șanse ca Fed-ul să reducă dobânda de referință cu 50 de puncte procentuale, o cifră pe care Jerome Powell menționa că nu prea o vede, nu prea o ia în calcul atunci când a avut acel discurs la ședința din iulie. Dar da, având în vedere cum arată economia în SUA în această perioadă, Fed-ul este obligat să taie dobânda în septembrie și de asemenea este obligat să vină cu o tăiere mai agresivă, o tăiere mai mare și asta și pentru că, din păcate, această tăiere vine puțin ca întârziu. Un alt motiv ce a provocat această corecție în spațiul crypto vine din partea companiei Jump Crypto. Jump Crypto este o companie de VC foarte populară în această industrie, aparține sau face parte din gigantul Jump Trading și conform ultimelor știri se pare că Jump Crypto a făcut dump pe o cantitate foarte mare de ETH în ultimele săptămâni. Practic, conform celor de la Arkham Intelligence, se pare că Jump Crypto a ales să deblocheze o cantitate uriașă de ETH în această perioadă și acest proces de deblocare a început de pe 24 iulie, imediat după ce a început tranzacționarea ETF-ului pe Ethereum. Se pare că Jump Crypto până acum a deblocat peste 120.000 de monede ETH, care valorează peste 314 milioane de dolari. De asemenea, compania de VC se pare că a transferat aceste monede ETH pe exchange-uri precum Binance, OKX, Coinbase, Bybit și Gate.io și se pregătește să facă dump, să vândă aceste monede, dacă nu cumva le-a vândut deja. Da, compania mai deține oricum la stake peste 125 de milioane de dolari în ETH, dar da, se pare că ia parte la acest dump pe Ethereum din această perioadă și la acest fad creat în piața crypto. Problema e că și alți jucători instituționali au ales să facă dump pe ETH în această perioadă și din acest motiv am văzut în această dimineață ETH la 2100 de dolari. Da, am discutat despre Jump Crypto, dar și alte nume au ales să vândă ETH în această perioadă. Putem menționa Paradigm, o altă companie foarte mare care se pare că a vândut peste 46.000 de monede ETH. Și de asemenea să nu uităm de Grayscale, care în ultimele săptămâni a vândut peste 370.000 de monede ETH, care valorează peste 1,1 miliarde de dolari. Aici, bineînțeles, acest dump are legătură cu acel produs ETF care a avut parte de outflow-uri foarte mari. Un alt detaliu care a provocat, din păcate, această corecție destul de mare pe moneda Ethereum. De asemenea, sunt zvonuri și despre un exchange foarte mare ce a fost implicat în această corecție și vom discuta imediat despre acest zvon. Până atunci vreau să ne uităm la indicele de Fear and Greed, care ne arată că sentimentul din piață este foarte bearish, a scăzut până la 26 astăzi și trebuie să luăm în calcul că atunci când este frică în piață e bine să acumulăm. De exemplu, săptămâna trecută sentimentul din piață era foarte bullish, era la 74 și era în zona de greed, în zona de lăcomie, dar lucrurile se schimbă foarte rapid în piața crypto și, de exemplu, astăzi vedem că doar în ultimele 24 de ore piața crypto a avut parte de lichidări foarte mari, peste 1 miliard de dolari în lichidări, din care 90% au fost lichidări pe pozițiile de long. Vedem că Bitcoin ocupă prima poziție în acest top al lichidărilor și da, Ethereum este foarte aproape pe a doua poziție. De asemenea, peste 278.000 de traderi au fost lichidați în ultimele 24 de ore și acum vedem și o chestie foarte ciudată. Cea mai mare poziție lichidată a fost pe BTC, o poziție de 27 de milioane de dolari pe exchange-ul Huobi, iar din acest motiv a apărut și un zvon destul de ciudat legat de acest exchange în piața crypto. De exemplu, Arthur Hayes a postat astăzi un mesaj interesant pe Twitter. În caz că nu știți, Arthur Hayes este fondatorul exchange-ului Bitfinex și de asemenea este fostul CEO al acestui exchange. Este o persoană foarte influentă din spațiul crypto și acesta a postat acest mesaj pe Twitter, unde menționează că a auzit din anumite surse că un jucător foarte mare din industria crypto a fost ars în această dimineață și din acest motiv vedem acest dump în crypto.
Bineînțeles, Arthur Hayes preferă să nu dea nume și nu știm dacă această postare are legătură cu hobby sau cu cei de la Jump Crypto, dar da, este o postare din partea lui Arthur Hayes, o persoană influentă care cu siguranță știe anumite dedesubturi din această industrie, în timp ce Justin Sun, care este fondatorul proiectului Tron și advisor și acționar în cadrul exchange-ului Huobi, dezminte aceste zvonuri, spune că nu este implicat în această lichidare uriașă de pe exchange-ul Huobi și de obicei el și echipa lui preferă să nu tranzacționeze cu leverage sau cu levier și de obicei în loc de trading preferă staking-ul, preferă să ruleze noduri sau preferă să lucreze cu anumite proiecte și să ofere lichiditate și da, din acest motiv nu se axează în special pe trading, nu folosește levier și cel puțin după spusele lui nu este implicat în această lichidare. Un alt detaliu interesant în această perioadă îl putem vedea și pe dominanța Bitcoin și asta pentru că Bitcoin Dominance ajunge la aproape 58%, a depășit în această dimineață 57% și această valoare nu a mai fost atinsă din 2021, din aprilie 2021, deci de 3 ani de zile dominanța BTC nu a mai fost la un asemenea nivel. Asta pentru că Bitcoin pare cea mai sigură investiție cripto în această perioadă și pentru că are acel ETF, dar și pentru că este cea mai importantă criptomonedă a acestei industrii. Economia globală arată foarte rău, atât în Japonia, unde se vorbește de o recesiune și am văzut că indicele Nikkei a avut acea corecție foarte mare. De asemenea, în Corea de Sud se pare că au fost oprite tranzacționările. Să nu uităm nici de conflictul dintre Israel și Iran și Hezbollah și este un alt eveniment care afectează piața cripto, dar și piața bursieră. De asemenea, să nu uităm nici de rata șomajului din SUA și de o posibilă recesiune în Statele Unite. O altă problemă vine și, vine și de la alegerile din acest an și asta pentru că Donald Trump nu mai pare așa de sigur de victorie, asta după ce Kamala Harris se pare că a crescut destul de mult în sondaje și da, vedem multe știri care afectează din păcate piața cripto în această perioadă, dar cu siguranță vom vedea în viitor și zile mai verzi. Cât despre altcoin-uri, acestea arată foarte atractiv în această săptămână, din păcate s-au corectat foarte mult, adică vedem de exemplu doar pe Bitcoin o corecție de 13% astăzi și 24% în ultima săptămână, asta doar pe BTC, deci pe altcoin-uri situația este și mai roșie, adică vedem corecții de 26% pe Lido DAO sau 24% pe Ethereum Name Service. Dacă ne uităm și la ultima săptămână, vedem corecții chiar de peste 50% în doar o săptămână pe meme coin-uri, în special pe DoggyFat, Bread sau Pepe și corecții mari vedem în ultima săptămână și pe Arweave sau Torchain. Totuși, în astfel de momente putem profita de aceste corecții și putem acumula, asta pentru că dacă adăugăm la portofoliu proiecte bune, proiecte care au un potențial uriaș în viitor, putem face multe X-uri dacă prindem astfel de reduceri. Adică vedem Solana la un preț de $120, vedem de asemenea Avalanche la $18, un preț foarte bun pentru Avalanche, Polkadot, pentru cine mai are încredere în Polkadot, vedem că este din nou sub $4, de asemenea Chainlink, un alt proiect foarte important în 2024, care profită și de acea narrativă de Real World Assets, vedem că ajunge acum sub $9, un alt proiect interesant este Near Protocol, un blockchain Layer 1 care se axează în special pe sectorul de inteligență artificială și care astăzi este la $3, un preț foarte, foarte bun. Adevărul e că multe proiecte au prețuri atrăgătoare în această perioadă. Mai putem menționa Cosmos, care ajunge la $4 și cred că este cel mai mic preț pe Atom din ultimul bear market. Vedem Render la un preț atractiv, Arbitrum, două proiecte care îmi plac foarte, foarte mult. Optimism, de asemenea, și Sui, alte două proiecte foarte bune în 2024 și asta în doar top 50 CoinMarketCap, deci cu siguranță găsim multe proiecte interesante în această perioadă. Eagle, de exemplu, am văzut că este acum la $24, în timp ce SEI, un alt proiect care îmi place foarte mult, vedem că astăzi ajunge la un preț de 22 de cenți. Sunt curios cum vedeți voi această corecție, de asemenea, până la ce preț credeți că poate pica BTC în această perioadă și ce mod de acumulați pe această corecție.
Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!